știu cum să zic. Eu vă sunteți un pic amrătăciți, dar am venit și să vă adun un pic aici. Vreau să văd părinții și pe Marc, dacă e posibil, așa mămica. Aș da pătrani, să vă văd domnul. Bună seara, Lia. Și domnul Ion, unde este tăticu? Așa. Domnul Ion, tăticu, unde e prăbătit? Așa, bună seara, bine v-am găsit. Hristos a înviat, de fapt, să vă spun. Mă prindeți lumina. Eu mă numesc Maria, ce vreți am venit să vă să prindă lumina. Să vă ofer mai întâi niște cadouri, am venit multe cadouri. Lumina. Pentru Marc, unde este Marc? Doarme. Pentru Marc, acest ursuleț mare, mare și frumos. Tăticuță-i ursulețul. Și mai am două seturi așa. Nu e intermediar. Dacă sunt ei prezenți, unde-i Răzvan? Răzvan! Uite pentru tine! Uite ce cadouri frumoase! Și pentru Andreea. Să văd pe Andreea. Tu ești, tu ești. Iată, acest set este pentru tine. Poți să-l ții cu drag. Bine, eu m-am clarificat cu cadourile. Mă scuzați frumos pentru această pauză și vreau să vă transmit un mesaj. Un mesaj de îndepărtare, dar mai întâi vreau să vă întreb. Vă percepeți de la cine vine? Așa, de la mama? Așa, dacă e de la mama, atunci haideți să ascultăm cu mare atenție. Timpul așa repede a zburat și nici n-am observat că băiatul meu s-a maturizat și a devenit deja și tată. Băiatul meu și nora Lia, luna aceasta ați făcut 10 ani de căsătorie. Mi-ai adus încă o fiică în casă, 16 ani, dar era o copiliță dulce și frumoasă. După 8 ani v-ați căsătorit și ați jucat o nuntă de vis. Iar astăzi, copilașii mei iubiți, voi ați devenit părinți. Regret că sunt departe de casă și lipsesc la sărbătoarea voastră. Îmi pare nespus de rău că nu pot fi lângă copiii mei, lângă nepoțelul Marc, pe care îl felicit cu drag. Cu așa eveniment frumos în viață, cu multă lume adunată la masă. Mulțumesc, Lia, că mi-ai adus așa o comoară scumpă pe pământ. Cel mai frumos cadou, în ajun de ziua mea, s-a născut al nostru erou. Îl iubesc nespus de mult și nu mai am răbdare în brațe să o strâng. Ați întemeiat o familie frumoasă și vă doresc mult noroc în viață. Vă felicit cu sfântul botez, sănătate multă, mult succes. Iar la acest îngeraj să vă unească, strâns, strâns pe întreaga viață. Să-i oferiți toată dragostea voastră și o educație frumoasă. Vă doresc ca îngerul copilului păzitor să aibă aripi tare la vieții zbori. Cu sufletul nepoțului să fie deschis, curat și plin de armonie, iar destinul să-l conducă pe calea plină de fericire multă. Al bunăstării și al iubirii, bunul să vă păzească de nefericire. Bunica mai are doi nepoței, iubesc mult și pe ei. Nu poți scrie cu vedere un bombonel și o dulceață, ca bunică-i mâncăriere, mare alenare în viață. Și acum, cum Răzvan îmi spune, deja doi bombonii ai și o dulceață. Răzvan, Marc și Andrei, ei sunt toată averea. Noi buneii, Larisa și Vasile, bunelul e aici, așa? Unde este bunel? Ia că bunelul mă filmează și el. Noi buneii, Larisa și Vasile, vă transmitem multă fericire. Voi sunteți sensul vieții noastre, vă dorim mult noroc și succes în viață și toată dragostea și căldura ce o port, vă transmit acum la toți, vă iubesc nespus de mult, pe toți în parte vă sărut. De la bunica Larisa și bunelul Vasile, care este el prezent, haideți să-i aplaudăm frumos, că avem mult de toți. Scuzați, adorat că mult mesajul nostru, dar așa mă mică la vreau să spună toți, să vă transmit tot ce are la suflet. Și noi înregistrăm acest moment, noi mulți înregistrează, toți cu aparat îi filmează. Așa că voi frumos! Mă duc cu voi foarte mult, îmi pare rău că nu e cu noi în astă sală. Dar sperăm că de grabă o să fie și o să îmbrățesc și negoței și o să fie alături de noi și o să fim de nou familie fericită cum am fost până acum. Acasă, ca să-mi
Dacă nu este bun el aici, hai să le auzim și putem să zic. Să nu la mama ai câte o vorbă, la bărbat câte o vorbă, așa? Cum e la dumneavoastră? Să mă permis tot pe mine, da? A, bine. Noi... Eu tot ne urmăresc cu sănătate, mărcuțul să fie sănătoșel. Voi veniți pe asta mă are și bunica cât mai jos de acasă, adică și vadă și ei. Deci nu vreau să vadă. Nu am venit la sfârșit cu mătrii, vreau un pic să vă, două melodii am să vă gând, să dansați așa frumos cum se dansează hală de trecere pe noastră moldovenieri. După asta vă las în mâna muzicanților noștri talentați. Thank you.
Astăzi, eu vă las în continuare cu muzica voastră frumoasă, vă mulțumesc mult pentru atenție. Ați fost așa ascultători ca la școală, ca la grădiniță. Bravo, mulțumesc Iulii cum a ajutat, a fost complicele meu, m-a ajutat să ajung aici la voi. Vă doresc sărbătoare frumoasă în continuare, amintiri și bucurii de la copiii mei, i-am pierdut. Așa, felicitări și vă mulțumesc și vouă.